Bun găsit, dragi copii! Astăzi, o emisiune specială dedicată oamenilor de renume ai Dobrogei. Constantin Brătescu. Profesor, geograf, literat, reputat savant dobrogean, socotit una dintre cele mai marcante personalități românești, s-a născut pe 30 septembrie 1882 la Câșle, azi Mineri, județul Tulcea, într-o familie de învățători. Am ales ca motto versuri ale lui Ovidius, mare poet latin care a trăit în Dobrogea noastră. Cartea aceasta pe care o citești îți sosește din țara unde Danubiul lat apele și varsă în pont. După absolvirea școlii primare, în clasa tatălui său, urmează gimnaziul din Tulcea, azi Colegiul Dobrogean Spiru Haret, iar în anul 1901 se înscrie la Universitatea din București, mai întâi la litere, descoperindu-și însă curând pasiunea pentru geografie, datorită profesorului Simion Mehedinț. În 1906 își ia licența și rămâne să lucreze ca bibliotecar la secția de geografie a Universității din București, apoi ca asistent la catedra de geografie a profesorului Simion Mehedinț. În 1909 pleacă în Germania pentru a-și aprofunda studiile la universitățile din Leipzig și Berlin. La întoarcerea în țară este numit profesor de geografie la Școala Normală din Constanța, continuând să-și susțină activitatea științifică prin editarea unor valoroase lucrări de geografie. Opera sa cuprinde studii de geografie, fizică, geografie istorică, istoria geografiei. Lui Brătescu îi datorăm lucrări dintre cele mai documentate privind aceste ținuturi. Delta Dunării, Lacul Tașaul, Pământul Dobrogei, Fitogeografia și solurile Dobrogei, nume vechi ale Dobrogei. În timpul războiului este mobilizat în serviciul cartografic al armatei. Întors apoi la Constanța, își reia activitatea didactică și științifică, întemeind o școală elementară de comerț și o școală de ucenici. În 1920 se înființează la Constanța Societatea de Cultură Dobrogean, sub conducerea profesorului Constantin Brătescu și avocatului Ioan Roman. Programul societății prevedea, la primul punct, editarea unei reviste, Analele Dobrogei, care, în fapt, continua revista Arhiva Dobrogei, apărută la București, în 1916, sub direcția lui Constantin Moisil, căruia i se alătură Constantin Brătescu. Astfel, un rol fundamental în promovarea Dobrogei și a valorilor sale l-a avut revista înființată, în 1920, de Constantin Brătescu, Analele Dobrogei, cea mai importantă publicație cultural-științifică din spațiul pontic, ce a găzduit în paginile sale nume prestigioase și problematici actuale ale culturii și societății românești interbelice. Printre cei ce au semnat articole în paginile acestei publicații se numără Nicolae Iorga, Ioan Roman, Simion Mehedinț, Constantin Pariano, Grigore Solceanu, Cricor Zambaccian, Pericle Papahagi, colonelul marin Ionescu Dobrogianu, Ion Marin Sadoveanu. Revista din 1924 continuă să fie editată în Cernăuți, unde Brătescu funcționa ca profesor la Catedra de Geografie a Universității, au declarat bibliotecarii.
Ei au precizat că toate cursurile sale de geografie generală, de geomorfologie comparată, studiile științifice, notele, culegerile de folclor și încercările literare au îmbogățit tezaurul literar și științific al țării. La Constanța, corespondența lui Cebrătianu a fost achiziționată de Colegiul Național Constantin Brătescu în urmă cu câțiva ani. Constantin Brătescu, recunoscut ca valoros geograf al României, este prin origine și activitate cel mai mare geograf al Dobrogei, de care rămâne legat și atunci când este numit decan al Facultății de Geografie din București. Dovadă, marea parte a lucrărilor care se referă la unități geografice dobrogene, Delta Dunării, schiță morfologică, Lacul Mangalia, Purnotră Constanța, Pământul Dobrogei, are contribuții remarcabile la studierea litoralului nostru. Valoarea cursurilor de geografie generală, de geomorfologie comparată, studiile științifice, notele, culegerile de folclor și încercările literare semnate de Constantin Brătescu sunt unanim recunoscute de către specialiști. În 1935 devine membru al Academiei de Științe din România, iar în 1938 îi se încredințează conducerea secției de geografie a Universității din București. Constantin Brătescu se stinge din viață la 23 octombrie 1945, lăsând în urmă o bogată operă științifică, pedagogică și literară. În cinstea uriașei sale personalități, Colegiul Național Pedagogic din Constanța îi poartă cu mândrie numele, de asemenea, Liceul Teoretic Constantin Brătescu din Isaccea. Putem afirma, fără teamă de eroare, că de la Herodot, părintele istoriei, geografiei și etnografiei, nimeni nu a privit cu mai mult interes și cu mai multă înțelegere ținuturile Dunării de Jos, decât geograful și etnograful Constantin Brătescu, a spus profesorul său de suflet, Simion Mehediți. În cinstea marelui nostru dobrogean, există un concurs județean de geografie care poartă numele, dar și o manifestare științifică adresată studenților geografi, Conferința Națională Constantin Brătescu. Am dedicat acest material sărbătoririi Zilei Dobrogei, 14 noiembrie. La mulți ani tuturor!